Superliga vă este oferită de Superbet. Papo are omul în stânga, l-are pe Bădescu, a urcat bine fundașul stânga. Iată-l. Frumos! Excelentă fază a Rapidului. Foarte bun reflexul lui Buzbuchi la șutul lui Hasani. Golgeterul ultimei ediții a campionatului din Albania, Florent Hasani. Uite ce bine apare la finalizare, nemarcat, apare în cele din urmă Ganea. Plângându-se, cerând ceva mai mult, Grameni. Bună pasă pentru Munteanu, gol! Numai că să vedem! Să vedem dacă nu cumva este în offside și la Munteanu. Ne pare rău că nu putem să accentuăm aceste momente de reușită, indiferent de tabără, pentru că trebuie să așteptăm verdictul, verdictul final. Pasa de excepție, pasa pentru Munteanu a fost una de mare senzație. De offside sau de nu e, faza a fost de nota 10. M-aș uita la offside aici. Parcă l-am văzut așezat bine. Așezat așa cum trebuie pe Luis Munteanu. Uite. Grameni. Ce pasă dă. Da, e perfect. Da, golul e perfect valabil. Luis Munteanu punctează așadar. A dat două goluri și în mai anul trecut, când Farul bătea Rapidul cu 7-2. Ce minge așa, excelentă pasă. Și dacă mi-aduc bine aminte, campionatul trecut în sezonul regulat. Respinsă însă. Grameni, e o suspiciune de joc periculos, dar iată un contraatac, 3-2. Încheiat cu această pasă, dribling nereușit a lui Vână, excelent a stat Buzbuchi. Buzbuchi, fost coechipier. Aioani, fost coechipier cu cei de la Farul, a știut ce vrea să facă Vână. Ce scandal ar fi ieșit, pentru că rapidiștii au acuzat joc periculos. Tot la Vână și greșeală mare, acum Rapidul lângă gol, corner. Wow, ce ocazie! Ce ocazie mare! Greșește Mihai Popescu, nu se uită unde dă mingea. Repară Cheiros. Ronaldo Deaconu încercând să limiteze opțiunile lui Petrila, care se apropie acum de minge. Centrare bună, lovitură de cap, mingea ocolește poarta. Corner. Rahmani în imagine. Arată corner Găman. Cred că greșește, dar la ce a fost mare, acolo e greu să-l acuz. Și de posedat corect, Vână, recuperează. De acolo. Nu, este Cojocaru. Pentru Luis Munteanu! Ce pasă dă Cojocaru! Ce pasă! Excepțională! Ce bine găsește spațiile și Luis Munteanu. Ce demarcări strălucitoare! 2-0, dublă Luis Munteanu. Încă o lovitură încasată de Bergodi. Suporterii Farului. Și fața strălucind de fericire lui Luis Munteanu. Hai să vedem ce se întâmplă aici. A fost deposedat Brown. El a întârziat. Ei, și iată pasa asta fabuloasă, fabuloasă pasa lui Cojocaru. Se uită, îl caută cu privirea și găsește culoarul acesta de geniu. Atenție! Iacob l-a scăpat pe Luis Munteanu și la primul gol, îl scapă și aici.
pentru că el trebuia să fie pe direcția acestei pase. Trebuia să închidă culoarul de pasă elementare. Uite greșeală aici la Grameni, care bagă în joc rapidul, ratează Petrila. Șutează bine din prima Petrila. Și Buzbuchi are o intervenție bună. Cred că a atins, să știm. Zici? Așa mi s-a părut, ia. O atinge corect. Pasă, așteaptă Petrila, în care mingea rămâne la Krasnicii. Vine și ajută. Ce voleu acolo dintr-o poziție imposibil. A venit și a ajutat Albu. Concentrare bună. Rahmani dintr-o poziție grea de tot. Nu reușește execuția. Nu știu dacă nu cumva era offside. Și offside, da. Posibil să fi fost offside. Rahmani driblează, alunecă însă, pierde mingea și contraatac, 3 contra 3, contraatac condus acum de Mihai Popescu, faultat și este galben în mod normal. Da, galben pentru că e un faul care oprește o acțiune periculoasă și este al doilea galben. Uite! Haide, eliminat. În necaz nu vine niciodată singur. Cam fără să vrea aici, dar asta nu contează. Îl calcă pe călcâi. Supărarea, să știi că supărarea rapidiștilor vine mai degrabă de la faza anterioară, de la care a plecat Mihai Popescu. Da, pentru că n-a fost fauza. A căzut Rahmani. Și asta e adevărat. Să știi. Da, și pe Mutal. Mai degrabă așa. Ia să vedem voleu. Ia să vedem șutul. Oh, extraordinară intervenția lui Kiki. Era în poarta asta. Kiki întinde piciorul și salvează la șutul bun al lui Petrila. Faze dramatice. Rapidul atacă, la fel de energic și un om mai puțin. Ce reflex are Kiki. Ameni a pasat lui Vână. Vână e în care. Vână! Ce șut superb! Ce minge frumos plasată! Farul aproape de 3-0. Era gata meciul. Excelent jucat această fază. Cel mai Hens. Lovitură liberă. Petrila aruncă mingea în careu. Penalt. Și galben pentru Gane. Ce final de meci. Ia să vedem. De cei de galben lui Gane, stai. Cred că lui Rivaldinho trebuie să-i dea. Acoperire regulamentară, dar cred că și voi, sinea voastră, râdeți de acest penalti. Gol pentru Rapid, 2-1 și încă 10 minute din acest joc. 2-1 pentru Farul. Minutul 85, iată Farul ia gol în superioritate numerică. Centrul porții. Ar fi
primit mingea fără să se uite la portar, l-a simțit probabil că pleacă spre unul dintre coțuri. Dănuleasă, Stoian. Pentru Rivaldinho, ce pasă dă copilul! Rivaldinho! 3-1 offside. E nevoie de relori, dar pasa lui Stoian e offside, e offside. Nu. Umărul. Zic că e offside. Vede bine soluția Rivaldinho. Acolo unde trebuie. Ultimele zvâcnire ale acestei partide. Petrila. Ce reluare a lui Burmaz. Frumos. Atenți și Buzbuchi. N-a fost Burmaz, a fost Iago. Burmaz a fost. O mișcare de vârf. Da, Burmaz. Farul a avut noroc că lovitura n-a fost mai tare.